Stimați reprezentanți mass media, dragi prieteni, mă adresez acum către stimați noștri participanți la gala business-ului moldovenesc, cei care ne privesc acum în direct, este vorba despre partenerii noștri naționali, cei internaționali, camerele mixte, camerele bilaterale, ambasadorii țărilor acreditate în Republica Moldova și a noștri care sunt acreditați în afara Republicii Moldova, reprezentanții autorităților publice centrale și locale, dar și miile de angajați și reprezentanți ai companiilor care ne privesc acum în direct, vreau să vă salut și împreună să vizionăm gala business-ului moldovenesc, care o desfășurăm noi Camera de Comerț și Industrie tradițional, rămânând premiile Marca Comercială a Anului la cea de-a 17-a ediție și premiul pentru realizări în domeniul calității pentru anul 2019, cea de-a 6-a ediție. În acest an am avut un număr mare de participanți la aceste concursuri, luând în considerație și această pandemie și situația economică care a avut anumite influențe ca urmare a pandemiei. Totuși, în etapa finală am avut circa 130 de companii, dintre care 83 sunt deținătoare a premiului mare. Este vorba despre Mercuriu de Aur, Trofeul Integrității și Zeița Calității. Toți acești învingători, dar și participanți, o să-i găsiți în catalogul oficial al concursurilor, pe care puteți să-l găsiți la Camera de Comerț și Industrie, să răsfoiți acest catalog și să vedeți companiile care și în situații de pandemie și de recesământ au dat dovadă de ingeniozitate, de aport la dezvoltarea Republicii Moldova. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră celor care sunt reprezentați mass media că o să transmiteți în direct și o să informați publicul larg, consumatorii noștri, despre ce a făcut bun și unde au investit companiile autohtone în anul 2019. Vreau să vă urez o vizionare plăcută a galei business-ului moldovenesc 2019, să avem parte de sănătate, iar noi, consumatorii, să susținem producătorul autohton. Vă mulțumesc și vizionare plăcută! Gala business-ului moldovenesc. Promovare a produselor autohtone, oportunitate de creștere și dezvoltare. Obiectivul Camerei de Comerț și Industrie și Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală este crearea unui mediu de afaceri sănătos în țară și reprezentarea intereselor membrilor săi în sistemul relațiilor economice externe ale Republicii Moldova. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, prezintă Gala Business-ului Moldovenesc. Scopul evenimentului este de a unifica eforturile producătorilor naționali și internaționali în activitatea de antreprenoriat și de a aprecia cele mai reușite proiecte. Concurența adevărată este un lucru binevenit pentru producătorii autohtoni care pe an ce trece se fac tot mai cunoscuți și nu numai în rândurile consumatorilor din Republica Moldova. Niciodată competiția nu a dăunat societății. O competiție corectă și sănătoasă a fost și este mereu în favoarea creșterii economice. Republica Moldova are posibilități pentru noi oportunități. Asistăm astăzi la premierea istoriilor de succes înregistrate atât de companiile autohtone cât și cele străine. În est sau în vest, Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru investiții, dar și pentru valorificarea produsului național local. Un produs care tinde să fie cotat la nivelul celui european. Doamnelor și domnilor, Gala Business-ului Moldovenesc 2020. Organizatori: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova.
Partenerii concursului Marca Comercială a Anului 2019, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Centrul Național Anticorupție. Partenerul concursului Realizări în domeniul calității, Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității. Partener general, Enterprise Europe Network, proiect finanțat de Comisia Europeană. Mulțumim partenerilor media, ziarele Moldavskie Vedomosti și Cuvântul, revista Moldova în Progres, portalurile web Realitatea, Privesc Eu, Agrobusiness, Zugo, My Business, televiziunile Moldova 1, Agro TV Moldova, Albasat TV și Radio Moldova. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, domnul Sergiu Harea. Stimați întreprinzători și angajați ai companiilor participante în cadrul concursului Marca Comercială a Anului 2019 și premiul pentru realizări în domeniul calității. În pofida tuturor provocărilor și încercărilor în acest an, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a continuat tradiția organizării concursurilor menționate. Ne-am readaptat, cum am crezut de cuvință, că este mai bine, inclusiv cu modalitatea de premiere a învingătorilor și vreau să spun că am avut o parte de cei mai fideli participanți, fapt pentru care întreaga echipă camerală vă este profund recunoscătoare. Cu certitudine pot să afirm că Gala Business-ului Moldovenesc a anului 2020 prezintă cele mai notorii companii care sunt caracterizate prin excelență, capacitate de a inova și de a crea valoare, dar îndeosebi prin a demonstra rezistență, ambiție și îndrăzneală. Vreau să menționez că în cadrul acestei ediții sunt premiate nu doar companii care sunt consacrate în activitatea economică, dar și companii medii și mici și chiar unele în fază de debut, ce promovează activ brandul născut în Republica Moldova, peste cotarele ei. De asemenea, printre premianți avem companii care au în fruntea lor femei perseverente, întreprinderi care se preocupă de problemele și nevoile societății prin activitate de responsabilitate socială, dezvoltare durabilă, companii care au implementat standarde de integritate și cele care au fac rebranding pentru a excela și pentru a atrage noi consumatori, dar și pentru a-i fideliza pe cei existenți. În acest context, îndemn toți consumatorii să susțină și să aprecieze eforturile agenților economici autohtoni, curajul și determinarea de care zilnic dau dovadă, fapt pentru care merită toată încrederea noastră. Și desigur vreau să aduc sincere mulțumiri cu organizatorului nostru fidel, care an de an este alături de Camera de Comerț, și anume Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, datorită căreia astăzi avem posibilitatea să cunoaștem cele mai creative și eficiente întreprinderi și manageri din Republica Moldova. Tot pe această cale vreau să mulțumesc partenerilor concursului, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova și Centrul Național Anticorupție, cu suportul cărora sunt premiate companiile ce au implementat standardele de integritate. De asemenea, Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale Ameliorarea Competității și tuturor partenerilor media. Închei prin a felicita reprezentanții tuturor companiilor premiate în cadrul Galei Business-ului Moldovenesc, astfel încât premiat este efortul și devotamentul lor față de munca pe care o prestează. Sunt convins că împreună putem crea condiții mai bune pentru dezvoltarea afacerilor și bunăstarea Republicii Moldova. Vă mulțumesc și vă urez succes! Gala Business-ului Moldovenesc 2020. Ceremonia de decernare a premiilor. Premiul pentru realizări în domeniul calității. Realizări în domeniul calității a întreprinderilor micro și mici cu numărul angajaților de până la 49 de persoane. Categoria prestări servicii. Metron Lab SRL, zeița calității, director Grigore Andronache. Bar MGP Broker SRL, diplomă, șef birou asigurări Alina Roșca.
Infodebit Credit Report SRL. Diplomă. Administrator Cornelia Dogotar. Categoria Produse alimentare și agricole. Herbalife MA SRL. Zeița calității. Manager Cristina Lefter. Visapina Impex SRL. Zeița calității. Director comercial Ina Negruță. Prograin Organic SRL. Zeița calității. Director general Spartac Chilat. Categoria Produse din industria chimică. Chemix Group SRL. Zeița calității. Administrator Olesea Frunză. Realizări în domeniul calității. Întreprinderi medii cu numărul angajaților de la 49 până la 249 de persoane. Categoria Produse alimentare și agricole. Debut Sor SRL. Zeița calității. Director general Ala Pilipețcaia. Gelibert SRL. Zeița calității. Director Vasile Bejenari. Categoria Produse industriale. Calcar SA. Zeița calității. Director general Nina Grikalovskaya. Knauf Gips SRL. Zeița calității. Director general Kazimir Buzikevich. Categoria Produse cosmetice și farmaceutice. Virim Impex SRL. Zeița calității. Director general Olga Dmitrieva. Viorica Cosmetic SA. Zeița calității. Director general Maria Borta. Realizări în domeniul calității. Întreprinderi mari cu numărul angajaților de peste 249 de persoane. Categoria Prestări servicii. Lukoil Moldova SRL. Zeița calității. Director general Feruz Isaev. Starnet SRL. Zeița calității. Administrator Ion Roșca. Metro Cash and Carry Moldova SRL. Zeița calității. Director general Sergei Martinov. Categoria Produse alimentare. Sandriliona SRL. Zeița calității. Director comercial Denis Bumakov. Franzeluța SA. Zeița calității. Director general Boris Andros. Iuginter Trans SA. Zeița calității. Președinte Piotr Caireac. Floarea Soarelui SA. Zeița calității. Director general Stella Ostrovețchi. Rogob SRL. Zeița calității. Director general Igor Roșca. Categoria Produse textile. Ionel SA. Zeița calității. Director Tamara Lucian. Tirotex, întreprindere de stat, Zeița calității. Director general Andrei Mejinski. Realizări în domeniul calității. Întreprinderi ce prestează servicii de interes economic general. Categoria Prestări servicii. Moltelecom SA. Zeița calității. Director general Viorel Postolachi. Întreprinderea mixtă Regia Transport Electric. Zeița calității. Director general Dorin Ciornei. Termoelectrica SA. Zeița calității. Director general Veceslav Ieni. Moldova Gaz SA. Diplomă. Președintele Consiliului de Administrație, Vadim Ceban. Calitatea ajunge să vorbească de la sine, iar cea mai importantă distincție este încrederea și fidelitatea consumatorului. Cel mai în măsură să judece
și să aprecieze calitatea. Anna Ahalkatsi, director al biroului Băncii Mondiale în Moldova. Bună ziua, dear colleagues, dear representatives of business community, dear friends. My name is Anna Ahalkatsi. I'm country manager of World Bank in Moldova, and I'm very honored to have an opportunity to address the Moldovan Business Gala today on behalf of the World Bank Group. I have very mixed feelings today. This is my third gala, and on the one hand, I feel sad that this team's award ceremony is happening online, and we do not have the opportunity to congratulate the winners of the gala in person and pass on to them the so much deserved awards. But at the same time, I'm very happy that in spite of all the difficulties, the Chamber of Commerce still managed to organize this event and to recognize the companies that have advanced their trademarks and demonstrated outstanding performance in terms of their product and services quality. So kudos to the Chamber of Commerce, and special words of appreciation go to Sergio Haria and his team. I have always been amazed by the entrepreneurial spirit, innovation, and vision that Moldovan businesses demonstrate. But the unprecedented crisis caused by COVID-19 pandemic put Moldovan private sector in a forefront of a big new challenge, the challenge how to adapt, reinvent yourself, retain and expand markets, find new ways to reach out to your customers and consumers, provide so much needed goods and services to the population, keep economy go and contribute to the good of the society. In the past, the World Bank has provided support to businesses in Moldova. Going forward, we will continue to do that. We will continue to partner with the authorities to improve the business environment and remove the constraints to doing business. We will continue to provide so much needed business advice and financing to enterprises. I'm glad that to see among the nominees of Business Gala this year, many beneficiaries of the World Bank Competitiveness Enhancement Project, which continues to offer solutions to individual firms. $1 of business advice that we provided through this project already generated $7 to $10 in additional export revenues for businesses. This is your success. Another example of the solutions for businesses that the authorities have advanced with support of the World Bank project, in this case Competitiveness Enhancement Project, is the one-stop shop for licenses and permits to decrease the cost of doing business in Moldova. To date, half of all permits have already been digitized. Most importantly, during COVID-19 crisis, applications for business, 75% of applications for permits were done online. This is a good achievement. I will use this opportunity, though, to make a call to the authorities to complete the full digitization of outstanding permits. And my call to you, the business owners, would be to increase the uptake of the services offered by the one-stop shop. I also want to mention the support that the World Bank provides to the broader agenda of digitization of government services through our Modernization of Government Services project, which we do in partnership with e-governance agency. And here we focus on enabling businesses to do electronic reporting or online submission of taxes using electronic signature. And one functionality that is coming up soon is the online business registration. This has been a difficult year. It still is. But one thing that we already know is that Moldovan businesses persevered. You continued to adjust, adapt, and innovate. And you do power the economy. And today's event is to celebrate your achievements. So congratulations to each one of you. Mulțumesc mult, and let me wish you success in all your endeavors. Thank you. Gala Businessului Moldovenesc 2020, marca comercială a anului. Concursul reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente de creștere a competitivității și sporirea capacităților întreprinderilor autohtone
în crearea și promovarea mărcilor comerciale pe piața internă și externă, prin evaluarea calitativă a acestora. Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, domnul Viorel Iustin. Stimați participanți și laureați ai concursului Marca Comercială a anului 2019, am deosebită onoare în numele meu personal și al întregului colectiv al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, AGP, să vă adresez un mesaj de salut în cadrul acestui filmuleț de prezentare a învingătorilor concursului Marca Comercială a anului 2019. Acest concurs a ajuns la cea de-a 17-a ediție, pe care îl realizăm în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, are drept scop punerea în evidență a celor mai bune practici de valorificare a mărcii pentru dezvoltarea afacerilor, familiarizarea consumatorilor cu cele mai de succes mărci de pe piața autohtonă. Concursul este asemenea unui platou de promovare a mărcilor, atât a celor deja cunoscute, cât și a celor care se află la etapa de debut, precum și remarcarea celor mai competitive întreprinderi din Republica Moldova. Pentru AGP, acest concurs are o semnificație deosebită, dat fiind faptul că anume începând cu depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii, la agenții solicitanții fac primul pas în dezvoltarea unui brand de succes, asigurându-și toate drepturile exclusive pe piață și investind inteligent în active nemateriale. Ca element definitoriu al unei afaceri, marca reprezintă principal instrument de promovare a imaginii entităților economice, produselor și serviciilor în mediul consumatorilor. Ele îndeplinesc funcții specifice de stimulare a concurenței, dezvoltare a competitivității, promovare a comerțului și atragere investițiilor. Activitatea economică a unei țări depinde în mare măsură de prezentarea pe piața a unor mărci puternice, cu notorietate inclusiv la nivel internațional și cu un nivel de protecție adecvat. AGP investește resurse și mult efort în promovarea sistemului de proprietate intelectuală, prioritate fiind crearea gradului de cultură, sporirea nivelului de cunoaștere a dezvoltării abilităților cetățenilor și mediului de afaceri în scopul gestionării eficiente a activelor de proprietate intelectuală. Iar concursul Marca Comercială a anului este o veritabilă platformă de comunicare și promovare a acestor deziderate. Este îmbucurător faptul că din an în an agenții economici manifestă un interes tot mai mare de a participa la concursul Marca Comercială a anului, dar și dorința de a obține recunoașterea performanțelor sale. Distincțiile emanate laureaților sunt doar o mică dovadă a meritului celor ce activează zilnic în cadrul acestor întreprinderi, a muncii pe care o depun în scopul îndeplinirii cerințelor consumatorilor, dar și amplificării și competitivității economice a Republicii Moldova la nivel național și internațional. În aceste zile de criză fără precedent, cauzată de pandemie de coronavirus, este nevoie de mobilizarea tuturor resurselor materiale și umane pentru a face față situației și pentru a contracara această provocare. Astăzi, când Guvernul Republicii Moldova, în colaborare cu mediul de afaceri, depune eforturi considerabile pentru stabilizarea situației și identificarea celor mai eficiente soluții de relansare economică, doresc să asigur comunitatea de business din Republica Moldova de totală susținere a AGP. În încheiere, vreau să felicit toți participanții și laureații concursului Marca Comercială a anului 2019, dorindu-le succese remarcabile, viață îndelungată și prosperă pe piață, în așa măsură încât consumatorii să beneficieze de produse și servicii de cea mai înaltă calitate. Ceremonia de decernare a premiilor Marca Comercială a anului 2019. Nominalizarea, reputație și încredere. Categoria Produse alimentare. Marca comercială Domnița, Sudzucker Moldova S.A., Mercuriul de Aur, speakerul comitetului de conducere, Alexander Kos. Marca comercială Floris, Floarea Soarelui S.A., Mercuriul de Aur, director general Stella Ostrovețchi. Marca comercială Floren, Floren S.R.L., Mercuriul de Aur, director general, Odiseea Bâta Bubuioc. Marca comercială Franzeluța, Franzeluța S.A., Mercuriul de Aur, director general, Boris Andros. Marca comercială Doremi, Bucuria S.A., Mercuriul de Aur, director general, Roman Trachin. Marca comercială Grand Merci, Mold Agroproduct SRL, Mercuriul de Aur, director general Gladkov Sergei Leomid.
marca comercială Sandra, Sandrileona SRL, Mercuriul de Aur, director comercial Denis Bumacov, marca comercială Moș Zaharia, Moldova Zahăr SRL, Mercuriul de Aur, administratori Iacek Ludvicac, Ruslan Gheorghiță. Categoria vinuri și băuturi alcoolice. Marca comercială Cricova. Cricova S.A. Mercuriul de Aur. Director general Denis Șova. Categoria mărfuri și servicii pentru casă. Marca comercială Confort. Confort SRL. Mercuriul de Aur. Fondator Irina Borș. Marca comercială Tirotex. Întreprindere de stat Tirotex, Mercuriul de Aur, director general Andrei Mejinski. Categoria Moda și alte produse de larg consum. Marca comercială Ionel, fabrica de confecții Ionel S.A., Mercuriul de Aur, director Tamara Lucian. Categoria Produse tehnico-industriale. Marca comercială Topaz. Topaz S.A. Mercuriul de Aur. Director general Ina Linnic. Categoria servicii financiare, editoriale, de consum și vânzări cu amănuntul. Marca comercială Moldova Agroin Bank. Banca comercială Moldova Agroin Bank S.A. Mercuriul de Aur. Președintele Comitetului de Conducere, Serghei Cebotari. Marca comercială a anului 2019. Nominalizarea, aprecierea consumatorului. Categoria produse alimentare. Marca comercială Zahăr 5 inimioare. Sudzucker Moldova S.A. Medalie de aur. Speakerul Comitetului de Conducere, Alexander Kos. Marca comercială Bucurel. Bucuria S.A. Medalie de aur. Director general Roman Treachin. Categoria servicii financiare editoriale, consum și vânzări cu amănuntul. Marca comercială Metro. Metro Cash and Carry Moldova SRL. Medalie de aur. Director general Sergei Martinov. Nominalizarea contribuție importantă la dezvoltarea durabilă. Categoria produse și servicii în domeniul agriculturii. Marca comercială Prograin Organic. Prograin Organic SRL Mercuriul de Aur. Director general Spartak Kilat. Marca comercială Biolab Cercetare și Dezvoltare. Biolab Test SRL. Medalia de Aur. Director Alexandru Purice. Categoria servicii financiare, editoriale de consum și vânzări cu amănuntul. Marca comercială Kaufland. Kaufland SRL. Mercuriul de Aur. Administratori Marco Hiosel, Donna Răpciugă, Sergiu Fală, Marius Pană. Reputație și încredere. Contribuție importantă la dezvoltarea durabilă. Titulaturi care se obțin prin corectitudine și efort neîntrerupt de-a lungul anilor. Domnul Serghei Pușcuța, viceprim-ministru, ministru al finanțelor. Stimați reprezentanți ai mediului de afaceri, dragi laureați ai Galei Business-ului Moldovenesc 2020, vă adresez cele mai sincere felicitări și urări de bine cu ocazia decernării premiilor Marca Comercială a Anului și premiului pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor. Aceste trofee reprezintă aprecierea înaltă pentru implementarea cu succes a noilor standarde a managementului calității, precum și pentru calitatea produselor și serviciilor oferite pe piața națională și internațională. Vă mulțumesc pentru contribuția valoroasă la dezvoltarea și prosperarea economiei naționale. O economie puternică va oferi posibilitatea de a asigura în Republica Moldova o educație eficientă, un sistem calitativ al ocrutirii sănătății, de a construi drumuri bune și o infrastructură modernă. De asemenea, o economie puternică înseamnă multe locuri noi de muncă, bine plătite și un nivel mai înalt al bunăstării cetățenilor.
Ministerul Finanțelor va susține în continuare mediul de afaceri și va depune eforturi consolidate pentru crearea de condiții clare, echitabile și competitive de dezvoltare a business-ului din Republica Moldova, axându-se pe principii de transparență și previzibilitate. Sunt convins că împreună cu dumneavoastră vom reuși să atingem acest obiectiv important. Vă doresc multă sănătate, energie creatoare, perseverență și realizări notabile în activitatea pe care o desfășurați. Marca comercială a anului 2019. Nominalizarea debutul anului. Categoria produse alimentare. Marca comercială Pasărea Măiastră, Bucuria S.A., Mercuriul de Cristal, Premiul Mare, debutul anului. Director general Roman Treachin. Marca comercială Alexeievskie, Creativ Nord SRL, Mercuriul de Cristal, Premiul Mare, debutul anului. Director Ludmila Dimitrachi. Categoria bere și băuturi nealcoolice. Marca comercială Aqua Unica Stil, Gelibert SRL, Mercuriul de Cristal, Premiul Mare, debutul anului. Director Vasile Bejenar. Categoria produse și servicii în domeniul agriculturii. Marca comercială Biolab Cercetare și Dezvoltare, Biolab Test SRL, Mercuriul de Cristal, Premiul Mare, debutul anului. Director Alexandru Purice. Categoria servicii financiare, editoriale, de consum și vânzări cu amănuntul. Marca comercială Kaufland, Kaufland SRL, Mercuriul de Cristal, Premiul Mare, debutul anului. Administratori Marco Hiosel, Dona Răpciugă, Sergiu Fală, Marius Pane. Marca comercială Libercard, Banca Comercială Moldova Groin Bank S.A., Mercuriul de Cristal, Premiul Mare, debutul anului. Președintele Comitetului de Conducere, Serghei Cebotari. Marca comercială Starcard, Banca Comercială Victoria Bank S.A., Mercuriul de Cristal, Premiul Mare, debutul anului. Vicepreședinte Vasile Donica. Marca comercială a anului 2019. Nominalizarea Export. Categoria produse alimentare. Marca comercială Biscopane, Biscopane SRL, Mercuriul de Aur, administrator Andrei Chiosa. Marca comercială Panelino, Panelino SRL, Medalie de Aur, director Sergiu Guzun. Categoria mărfuri și servicii pentru casă. Marca comercială Confort, Confort SRL, Mercuriul de Aur, fondator Irina Borș. Marca comercială a anului 2019, nominalizarea Inter. Categoria produse și servicii de sănătate și frumusețe. Marca comercială Herbalife Moldova, Herbalife MA SRL, Mercuriul de Aur, manager Cristina Lefter. Categoria produse și servicii în domeniul energeticii și construcțiilor. Marca comercială Kerama Marazzi, Keramin Group SRL, Mercuriul de Aur, administrator Ana Babin. Marca comercială Ecto, Lukoil Moldova SRL, Medalie de Aur, director general Feiruzi Saiev. Categoria servicii financiare, editoriale, de consum și vânzări cu amănuntul. Marca comercială Kaufland, Kaufland SRL, Medalie de Aur, administratori Marco Hiosel, Dona Răpciugă, Sergiu Fală, Marius Pane. Toți oamenii sunt antreprenori nu pentru că ar trebui să fondeze companii, ci pentru că au în ADN-ul lor dorința de a crea. Un celebru citat spune că singurul lucru mai rău decât să începi ceva și să ratezi este să nu începi acel ceva.
domnul Sergiu Raidan, ministru al Economiei și Infrastructurii. Stimați antreprenori, sunt onorat să vă felicit cu victoria obținută în cadrul concursurilor naționale Marca Comercială a anului 2019 și Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor 2019, competiții organizate al 17-lea an consecutiv de Camera de Comerț și Industrie. Vreau să vă spun că vă sunt recunoscător fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că ați înfruntat cu mult curaj și optimism greutățile acestui an. Ați reușit să obțineți performanțe în calitatea produselor sau a serviciilor și ați devenit un exemplu pentru toți. Ați demonstrat că sunteți puternici, flexibili și puteți face față tuturor provocărilor. De aceea vă acordăm aceste premii cu un sentiment de profund respect și apreciere. Totodată, așteptăm performanțe și de la cele peste 50.000 de întreprinderi înregistrate actualmente în țara noastră. Evident că din acest număr doar o parte sunt active, însă obiectivul nostru este de a le stimula și crește. Întreprinderile din Moldova sunt puternice, rezistente, dar ca să crească sănătos pe termen lung, trebuie să-și sporească competitivitatea, să aibă încredere în viitor și să investească în tehnologii noi, standarde de calitate, în calificarea angajaților. Am reiterat în repetate rânduri că pilonul principal al performanței economice este competitivitatea, fără de care nu rezistăm nici pe piața internă, nici pe cea externă. Stimați antreprenori, trebuie să aveți curaj și să continuați dezvoltarea afacerii. Chiar dacă parcurgem o perioadă complicată și trebuie să facem față nenumăratelor provocări, vreau să vă îndemn să fiți optimiști, altfel nu reușim. Eu cred în potențialul vostru și cred că puteți contribui la relansarea economică a țării. În calitate de ministru al economiei și infrastructurii, sunt bucuros și mândru că avem antreprenori pe care să mizăm și de la care să luăm exemplu. Vă felicit încă o dată cu acest succes și vă asigur de sprijinul meu în susținerea valorificării potențialului întreprinderilor dumneavoastră. Felicitări și la mulți ani! Nominalizarea Femeia în afaceri, categoria Produse alimentare. Marca comercială Haiduc, Agros Mix Group SRL, Mercuriul de Aur, director Svetlana Cebotari. Categoria Produse și servicii de sănătate și frumusețe. Marca comercială Virim Impex, Virim Impex SRL, Mercuriul de Aur, director general Olga Dmitrieva. Categoria Produse tehnico-industriale. Marca comercială Topaz, Topaz SA, Mercuriul de Aur, director general Inna Linnic. Categoria Moda și alte produse de larg consum. Marca comercială Ionel, fabrica de confecții Ionel SA, Mercuriul de Aur, director Tamara Lucian. Categoria Servicii financiare, editoriale, de consum și vânzări cu amănuntul. Marca comercială Infodebit, Infodebit Credit Report, SRL, Mercuriul de Aur, administrator Cornelia Dogotari. Marca comercială a anului 2019, nominalizarea IMM-ul favorit al anului. Categoria Produse și servicii de sănătate și frumusețe. Marca comercială Virim Impex, Virim Impex SRL, medalia de aur, director general Olga Dmitrieva. Categoria Produse tehnico-industriale. Marca comercială Locmera, Locmera SRL, medalia de aur, director Nicolae Iasâbaș. Marca comercială a anului 2019, nominalizarea Implementarea standardelor de integritate în sectorul privat. Categoria Întreprinderi mici. Marca comercială Locmera, Locmera SRL, trofeul integrității, director Nicolae Iasâbaș. Marca comercială Rapida SIG, MGP Broker SRL, diplomă,
șef birou asigurări Alina Roșca. Marca comercială Bianti, gospodăria țărănească Y Group, diplomă, conducător Igor Golban. Marca comercială Agrobusiness, Jaman SRL, diplomă, director Sergiu Jaman. Marca comercială Ronzi, Art Proeco SRL, diplomă, director Angela Sobol. Categoria întreprinderi mijlocii. Marca comercială Coca-Cola, Coca-Cola în butiliere Chișinău SRL, trofeul integrității, manager de țară Serghei Hovelean. Categoria întreprinderi mari. Marca comercială Fincom Bank, banca de finanțe și comerț SA, trofeul integrității, președintele interimar al comitetului de conducere Fincom Bank, Dana Scripnic. Marca comercială Orange, întreprinderea mixtă Orange SA, trofeul integrității, directorul departamentului financiar prin cumul, ofițer de conformitate Orange, Ivan Ridard. Marca comercială Moldcell, întreprinderea mixtă Moldcell SA, trofeul integrității, director comunicare Irina Străjescu. Marca comercială Victoria Bank, banca comercială Victoria Bank SA, trofeul integrității, vicepreședinte Vasile Donica. Marca comercială Kaufland, Kaufland SRL, diplomă, administratori Marco Hiosel, Dona Răpciugă, Sergiu Fală, Marius Pană. Marca comercială Sandra, Sandreliona SRL, diplomă, director comercial Denis Bumacov. Să reușești e una, dar să menții succesul e altceva. O afacere de succes se clădește cu multă migală, inspirație și răbdare. Pentru că în business nimic nu apare din senin, iar încrederea se câștigă treptat, de la scară mică până la marea popularitate. Doamna Dima Al-Khatib, reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova. Hello everyone, distinguished guests, partners and participants. It's my pleasure to take part in the Moldovan Business Gala organized by the Chamber of Commerce and Industry to award the winners of the Trademark of the Year contest. This year, for the first time, the private companies had the opportunity to compete for a Business Integrity Award, a joint initiative of the United Nations Development Programme and the National Anti-Corruption Centre. Corruption is a complex social, political and economic phenomenon that affects both public and private sectors in all countries. Preventing and combating corruption requires a comprehensive and a multidisciplinary approach involving all members of society: government, the private sector, civil society, organizations and the general public. Every year, $1 trillion is paid in bribes, with an estimated $2.6 trillion are stolen annually through corruption, a sum that is equivalent to more than 5% of the global GDP. And according to UNDP, the funds lost to corruption in developing countries are estimated 10 times of the amount of the official development assistance. And these figures, they become even much more important as the world struggles to fight COVID-19 pandemic and its social and economic impact, especially on the poorer countries. So tackling corruption has been recognized by the international community as a key precondition for ensuring sustainable development, maintaining the security of the society, protecting human rights, reducing poverty, protecting the environment for future generations. And the SDGs, specifically SDG 16, on peace, justice, and strong institutions of the Global Development Agenda 2030, calls for a substantial reduction of the corruption and bribery in all their forms by 2030, developing effective, accountable, and transparent institutions at all levels, and ensuring responsive, inclusive, participatory, and representative decision-making at all levels. Private sector plays a crucial role in curbing corruption. By adopting a zero-tolerance attitude towards corruption, it can promote fair competition,
put in place policies to promote a fair and just business environment and a transparent and honest interaction with public sector, thus to support sustainable development and economic growth. With this Business Integrity Award, we want to encourage innovative initiatives and examples of positive action and leadership in promoting integrity in business. Applying the integrity standards and strong corruption prevention mechanisms can be more efficient and less costly than fighting the consequences of corruption for both the private and the public entities. The United Nations Convention Against Corruption, UNCAC, the world's only global legal instrument against corruption, requires the state parties to take the necessary measures to strengthen the prevention and fight against corruption in the private sector. Besides the requirement to provide penalties for failure to comply with anti-corruption measures, the convention also provides for promotion and use of good commercial practices by businesses in the contractual relations of businesses with the state. We believe that Business Integrity Award is an important step towards promoting good practices and raising integrity standards among businesses in the Republic of Moldova. This initiative relies on the shift of the integrity policies from the focus on the deterrence and enforcement towards promoting values-based decision and foster greater trust. This resonates with the recently enforced anti-corruption policies in the Republic of Moldova, such as the Integrity Law and the National Integrity and Anti-Corruption Strategy 2017-2020. The documents provide for a paradigm shift from fighting corruption to setting and strengthening robust integrity systems and introduce private sector as an important pillar in the national integrity system. I want to thank the nominees for your interest in building an integrity climate in your companies and thus for contributing to strengthening the integrity system in Moldova. We believe that an honest business is a prosperous business and that success cannot be purchased. Those who choose legal and honest paths in business must be encouraged and supported in all ways. UNDP, together with the National Anti-Corruption Center, aims to encourage the business building genuine integrity systems to ensure compliance with the integrity standards and show the whole country that success goes hand in hand with integrity. Let me conclude by thanking the Chamber of Commerce in partnership with us and the National Anti-Corruption Center for organizing this competition and being open to promoting inclusiveness and innovation in preventing corruption. I am sure that this partnership will result in greater sustainability of the integrity system in Moldova. I do wish to reiterate our strong engagement to continue our support to Moldova in its commitment to prevent corruption, strengthen the rule of law, integrity, transparency, and accountability of governance at all levels. Thank you very much. Una dintre calitățile oamenilor de afaceri care s-au bucurat de succes este disponibilitatea continuă de a munci. Însă nu numai dedicarea prin muncă îl conduce pe un businessman prosper pe drumul cel bun, ci și dorința de a nu fi învins, de a nu întâlni eșecul. Domnul Ruslan Flocea, director al Centrului Național Anticorupție. Anul acesta, în premieră, Centrul Național Anticorupție, în comun cu Camera de Comerț și Industrie, a lansat o nouă nominalizare în cadrul concursului Marca Comercială a anului 2019. Nominalizarea este intitulată Implementarea standardelor de integritate în sectorul privat și are ca scop încurajarea companiilor private care implementează standardele de integritate, identifică și gestionează riscurile de corupție în activitatea lor și pun în aplicare proceduri eficiente anticorupție. Sectorul privat, conform Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție și a legislației naționale în domeniul integrității, reprezintă unul din pilonii de bază ai Sistemului Național de Integritate și un aliat forte în prevenirea corupției. Drept urmare, prin acordarea acestui premiu, ne-am propus să stimulăm mediul de afaceri care se conformează politicilor anticorupție și să promovăm bunele practici pentru companiile private care doresc să implementeze standardele de integritate. Premiul pentru integritate în afaceri vine să sprijine businessul onest
și să fortifice componenta de integritate în sectorul privat. De asemenea, să contribuie la un mediu de afaceri concurențial, corect, bazat pe standarde de integritate, transparență și profesionalism în interacțiunea cu sectorul public. Centrul și în continuare își va consolida și intensifica eforturile prin politici și acțiuni anticorupție în scopul creșterii gradului de cultură a integrității în sectorul privat. Concursul a fost organizat cu sprijinul proiectului PNUD, Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Pe această cale, țin să mulțumesc reprezentanților PNUD Moldova pentru suportul în vederea organizării și desfășurării concursului Premiului Integrității. Marca comercială a anului 2019, nominalizarea Liderul Anului. Categoria Produse Alimentare. Marca comercială Dalmors Group. Dalmors Group SRL, Mercuriul de Aur, fondator Andrei Coman. Categoria Vinuri și Băuturi Alcoolice. Marca comercială Renaissance Perfect. Renaissance Perfect SRL, Mercuriul de Aur, administrator Sergei Begu. Categoria Produse Tehnico-Industriale. Marca comercială Agromașina. Agromașina S.A., Mercuriul de Aur, director general Oleg Reuleț. Marca comercială Techlab Service. Techlab Service SRL, Medalia de Aur, director Iulian Postica. Marca comercială Calcar. Calcar S.A., Medalia de Aur, director general Nina Grikalovskaya. Categoria Produse și Servicii în domeniul energeticii și construcțiilor. Marca comercială Moldova Gaz. Moldova Gaz S.A., Mercuriul de Aur, președintele Consiliului de Administrație Vadim Ceban. Categoria Mărfuri și Servicii pentru Casă. Marca comercială Charm. Charm S.A., Mercuriul de Aur, director Mihail Zaikin. Categoria Produse și Servicii în domeniul tehnicii și telecomunicațiilor. Marca comercială Molt Telecom. Molt Telecom S.A., Mercuriul de Aur, director general Viorel Postolachi. Categoria Servicii financiare, editoriale, de consum și vânzări cu amănuntul. Marca comercială Incaso, întreprinderea mixtă Incaso SRL, Medalia de Aur, director general adjunct Ilie Jecicov. Categoria Servicii publice. Instituția publică Agenția Servicii publice. Agenția Servicii publice Mercuriul de Aur, director Vladislav Zara. Marca comercială a anului 2019, nominalizarea Marca comercială responsabilă social. Categoria Produse și Servicii de Sănătate și Frumusețe. Marca comercială Farmacia Familiei. Farmacia Familiei SRL, Mercuriul de Aur, director general Oleg Teterea. Categoria Modă și alte produse de larg consum. Marca comercială Ionel, fabrica de confecții Ionel S.A., Mercuriul de Aur, director Tamara Lucian. Categoria Produse și Servicii în domeniul energeticii și construcțiilor. Marca comercială Lukoil. Lukoil Moldova SRL, Mercuriul de Aur, director general Feruz Isaev. Marca comercială Termoelectrica. Termoelectrica S.A., Medalie de Aur, director general Veceslav Ieni. Categoria Produse și Servicii în domeniul tehnicii și telecomunicațiilor. Marca comercială Starnet. Starnet SRL, Mercuriul de Aur, administrator Ion Roșca. Categoria Servicii financiare, editoriale, de consum și vânzări cu amănuntul. Marca comercială Moldova Agroin Bank.
Banca Comercială Moldova Agroinbank S.A., Mercuriul de Aur, președintele Comitetului de Conducere, Serghei Cebotari. Marca Comercială Kaufland, Kaufland S.R.L., Mercuriul de Aur. Administratori, Marco Hiosel, Dona Răpciugă, Sergiu Fală, Marius Pane. Marca Comercială Metro, Metro Cash and Carry Moldova S.R.L., Mercuriul de Aur, Director General, Serghei Martinov. Marca Comercială Agrobusiness, Jaman S.R.L., Medalie de Aur, Director, Sergiu Jaman. Destinul ne-l scriem noi înșine. Devenim ceea ce facem. Profesiunea însă este ceea ce avem de făcut pe pământ. Marca comercială a anului 2019, nominalizarea Marca Consacrată. Categoria Produse Alimentare. Marca comercială Franzeluța. Franzeluța S.A., Mercuriul de Aur, Director General Boris Andros. Marca comercială Chișinăul de Seară, Bucuria S.A., Mercuriul de Aur, Director General Roman Treachin. Marca comercială Moș Zaharia, Moldova Zahăr S.R.L., Mercuriul de Aur, Administratori Iacek Ludviciac, Ruslan Gheorghiță. Categoria Produse și Servicii în domeniul energeticii și construcțiilor. Marca comercială Moldova Gaz, Moldova Gaz S.A., Mercuriul de Aur, președintele Consiliului de Administrație Vadim Ceban. Categoria Produse și Servicii în domeniul tehnicii și telecomunicațiilor. Marca comercială Starnet, Starnet S.R.L., Mercuriul de Aur, administrator Ion Roșca. Marca comercială a anului 2019, nominalizarea Rebranding. Categoria Produse și Servicii de Sănătate și Frumusețe. Marca comercială Viorica, Viorica Cosmetic S.A., Mercuriul de Aur, Director General Maria Borta. Categoria Servicii Financiare, Editoriale, de Consum și Vânzări cu Amănuntul. Marca comercială Victoria Bank, Banca comercială Victoria Bank S.A., Mercuriul de Aur, Vicepreședinte Vasile Donica. Onorată asistență, Gala Businessului Moldovenesc 2020 a ajuns la final. Un final care de altfel semnifică un nou început de performanță, de calitate, de competitivitate pentru cei care știu, pot și vor să facă business în Moldova. Prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Ion Chicu. Stimați antreprenori, stimați reprezentanți ai mediului de afaceri, am onorabilă misiune ca din numele Guvernului Republicii Moldova, colegilor mei din instituțiile guvernamentale, să vin cu un mesaj de mulțumire și apreciere a rezultatelor pe care reprezentanții businessului moldovenesc le-au obținut în acest an foarte dificil. Anul acesta, economia Republicii Moldova, ca și cea regională și cea mondială, este lovită de o criză generată de pandemie COVID-19. Efectele acestei crize pandemice sunt resimțite de toate sectoarele economice ale Republicii Moldova și în aceste condiții admirăm talentul, curajul și profesionalismul înalt al dumneavoastră manifestat în această perioadă. Ați reușit, marea majoritate dintre dumneavoastră, să păstrați locurile de muncă, să continuați activitatea în condiții foarte vitrege. Ați reușit să mențineți cu efortul financiar al dumneavoastră sustenabilitatea bugetară a Republicii Moldova. Numai datorită dumneavoastră, statul Republica Moldova este capabil în această perioadă foarte dificilă să-și onoreze obligațiunile financiare
față de cetățenii Republicii Moldova, față de medicină, față de educație și față de alte sectoare foarte importante pentru țara noastră. Apreciez și vă mulțumesc pentru suportul pe care îl are Guvernul Republicii Moldova în această perioadă dificilă. În toate aceste luni de zile pandemice am avut suportul Camerei de Comerț și Industrie, a multor asociații ale oamenilor de afaceri în elaborarea celor măsuri care au venit să compenseze parțial efectele acestei crize asupra business-ului. Acele pachete de măsuri cu care a venit guvernul pentru a susține economia au fost elaborate cu suportul dumneavoastră, la propunerea dumneavoastră și considerând realitățile pe care le avem, luând în calcul resursele limitate ale statului Republica Moldova. În mod special apreciez faptul că ați susținut acele măsuri care vin să contribuie la continuarea activității dumneavoastră și la menținerea locurilor de muncă. Acel pachet de acțiuni care susțin agenții economici în achitarea salariilor, mă refer la subvenționarea plăților fiscale aferente salariilor, au un efect și contribuie la menținerea locurilor de muncă, ori achitarea salariilor pentru oamenii care sunt angajați în sectorul privat sau în sectorul public, bugetar, este unul din precondițiile ca și economia să funcționeze, să aveți consumatori solvabili și astfel să putem cu toții ieși din această situație dificilă. Vreau în mod special să mulțumesc colegilor, membrilor Camerei de Comerț și Industrie, cu care în această perioadă am avut câteva întrevederi foarte productive, iar ca rezultat acestor discuții am avut și acele măsuri de susținere a economiei, dar și planuri pentru recuperarea ulterioară a economiei. În acest an, care este afectat serios de criza pandemică, mai multe evenimente trebuie reformatate, inclusiv unul din cele mai importante momente pentru evenimente pentru economia noastră și pentru stat, acel eveniment, acea gală cu participarea membrilor Camerei de Comerț și Industrie, numit Marca Comercială a Anului și Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor. În acest an, acest eveniment, la care țin foarte mult, va fi organizat în regim online, iar cei mai buni businessmen, cei mai buni antreprenori care, prin prestația lor din acest an, au meritat premiile respective, le doresc succes mare în continuare, le mulțumesc pentru munca depusă, mă închin dumneavoastră, talentului dumneavoastră și sunt absolut sigur că țara noastră, având asemenea oameni talentați, patrioți în economie, va reuși să parcurgă și această perioadă dificilă, iar recuperarea economică pe care cu toții ne dorim va deveni un lucru real pe un termen nu îndelungat, pe un termen mediu. Succes tuturor antreprenorilor și vă mulțumesc din inimă, din numele tuturor membrilor guvernului. Niciodată competiția nu a dăunat societății. O competiție corectă și sănătoasă a fost și este mereu în favoarea creșterii economice. Republica Moldova are posibilități pentru noi oportunități.